Vești bune pentru elevii de liceu a căror familii au venituri mici. Criteriile prin care tinerii vor primi ajutor financiar în cadrul programului social Bani de Liceu au fost simplificate. Plafonul de acordare a bursei a crescut, iar elevii vor primi de acum mai mulți bani. Începând cu anul... cu noul an școlar, fiecare beneficiar va primi lunar pe toată durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor prevăzute în legislație, suma de 250 de lei lunar față de 180 de lei lunar cât era până în prezent. Dacă până acum în program se puteau înscrie doar familiile care aveau venituri de 150 de lei de persoană, începând cu noul an școlar, plafonul a crescut la 500 de lei pe membru de familie. Decizia a fost luată pentru că a crescut salariul minim pe economie și astfel a fost nevoie ca plafonul să fie adus la situația economică actuală. Banii pentru finanțarea proiectului nu vor veni însă de la buget, ci ar putea veni de la Uniunea Europeană. Ministerul Educației Naționale pregătește depunerea unei cereri de finanțare din programul operațional Capital Uman, prin care are în vedere solicitarea la rambursarea sumelor cheltuite de statul român pentru perioada anilor școlari 2015-2018 prin acordarea sprijinului financiar Bani de Liceu. Până anul acesta, aproximativ 33.000 de elevi au beneficiat de burse sociale în cadrul programului Bani pentru Liceu.